Celulele macrofage ale sistemului reticulo-endotelial încorporează eritrocitele care au atins limita de vârstă de circa 120 de zile, provocându-le hemoliza. În condiții fiziologice, hemoliza se produce în celulele din splină, în celulele cupfăr din ficat și în celulele eritroide din măduva hematogenă osoasă. În bolile hemolitice, ea se intensifică în ficat și splină. Semnalul care marchează expirarea eritrocitelor este desializarea unor sialoglicoproteine, cum este de exemplu glicoforina, din membrana eritrocitară. Fagocitarea eritrocitelor expirate în sistemul reticulo-endotelial splenic, hepatic și medular constituie calea extravasculară de degradare a lor. În celulele cupfăr, hemoglobina se separă în hem și globină, iar aceasta din urmă este hidrolizată enzimatic și aminoacizii rezultați se adaugă la pulul de aminoacizi existent. Hemul disociază în protoporfirina nouă, notată în figură cu PP9, și un ion feros. În sânge, ferul se asociază la o glicoproteină transportoare numită transferină, adăugându-se la pulul de fer existent. Figura relevă structura terțiară a transferinei încărcată cu cei doi ioni de fer pe care îi poate asocia. Glicoproteina transportă ferul la țesuturile de stocaj, cum sunt ficatul și splina, sau acesta este captat de celulele eritroide precursoare din măduva hematogenă pentru a fi refolosit la sinteza unor noi cantități de hem. Preluarea ferului în celulele medulare se face printr-un mecanism numit endocitoză mediată de receptorul pentru transferină. În citosolul celular, ionii ferici se separă de glicoproteina purtătoare datorită scăderii pH-ului provocată de o pompă protonică. Gena care codifică transferina la om este situată în banda cromozomială 3Q21. Deficitul de transferină în sânge se numește atransferinemie. Dacă nu este angajat în hematogeneză, ferul intracelular este tamponat prin asociere la o proteină de stocaj. Complexul metaloproteic se numește feritină. Prin denaturare, feritina se transformă în hemosiderină, o formă de stocare a ferului în care acesta are biodisponibilitate redusă. Figura relevă structura quaternară a apoferitinei, care constă din 24 de subunități identice ce au capacitatea să sechestreze ferul și să-l mențină într-o formă netoxică. Nucleul protoporfirinei nouă este deschis prin oxidare și rezultă biliverdina, un pigment de culoare verde, alături de monoxidul de carbon. În continuare, biliverdina este redusă cu putere reducătoare pentru a rezulta bilirubina, un compus hidrofob care, pentru a putea migra în sânge, trebuie să se asocieze la o proteină cu rol de transportor în mediul apos sanguin. Acel transportor este albumina serică, ce transportă bilirubina pe cale portală până la ficat, unde este captată de hepatocite. Captarea bilirubinei se produce prin intermediul unui transportor anionic numit bitranslocază, situat în domeniul sinusoidal al hepatocitelor. Acesta preia bilirubina, aflată în stare de dianion, în complexul cu albumina. Afinitatea de asociere dintre bilirubină și bitranslocază este mai mare decât afinitatea de asociere a bilirubinei la albumină. Valoarea constantei de disociere a complexului bilirubină-transportor este de 2 nanomolar, adică de circa 100 de ori mai mică decât cea a complexului cu albumina. Bitranslocaza transportă și alți anioni din sângele portal în hepatocite, așa cum sunt acidul nicotinic, sulfobromftaleina și mai multe antocianine. În mediul intracelular, bilirubina este solubilizată prin asociere la ligandină, o enzimă care se numește și glutation S-transferază. Determinarea analitică în ser și urină a ligandinei
este o cale de estimare a severității necrozei hepatocelulare. În citosol, bilirubina este conjugată cu acidul glucuronic din uridin difosfoglucuronat, rezultând mono și apoi diglucuronidul bilirubinei. Bilirubina conjugată rezultată este excretată în ductul biliar și, dacă acesta nu este blocat de calculi, glucuronizii ajung prin ampula lui Vater în duoden. În continuare, în intestin, sub acțiunea enzimelor florei saprofite, glucuronizii sunt deconjugați și transformați în urobilinogen. În proporția cea mai mare, urobilinogenul intestinal este convertit de reductazele microbiene în stercobilinogen, care este apoi oxidat pentru a rezulta stercobilina, un pigment biliar brun care dă culoare fecalelor. După defecație, culoarea fecalelor se închide datorită continuării oxidării stercobilinogenului rămas neoxidat sub acțiunea oxigenului atmosferic. Restul de urobilinogen intestinal este resorbit și ajunge la rinichi, unde o oxidază îl transformă în urobilină, un pigment biliar galben care dă culoare urinii. Întrucât conversiile bilinogenilor în biline au loc în timpul staționării emisiilor de urină, este recomandabil ca analiza urobilinogenului să se facă în probe de urină proaspăt emisă. Hemoliza pe cale intravasculară o suferă doar o mică parte a eritrocitelor, iar hemoglobina eliberată este captată de o alfa-2 globulină serică numită haptoglobină, care este o proteină de fază acută. În imagine se văd componentele complexului hemoglobină-haptoglobină. La tetramerul cromoproteinei sunt atașate două molecule ale globulinei. Mutațiile genei care codifică haptoglobina sunt corelate cu nefropatia diabetică, cu boala lui Crohn și alte boli inflamatoare. Complexul hemoglobină-haptoglobină intră în hepatocite prin endocitoză mediată de receptor și se disociază în componente. În hepatocite, hemul suferă în continuare transformările catabolice descrise anterior la calea extravasculară de degradare. În condiții de stres oxidativ, hemoglobina își eliberează partea prostetică, adică hemul, și acesta este asociat în plasma sanguină la o beta-glicoproteină serică numită hemopexină. În figură se vede o moleculă de hemopexină care conține hemul plasat în situsul lui de legare. Funcția de scavenger a hemopexinei pentru moleculele de hem este necesară deoarece hemul este citotoxic. Citotoxicitatea lui este cauzată de capacitatea ionului feros pe care îl conține de a suferi reacția Fenton, o reacție producătoare de radicali liberi care agravează stresul oxidativ. Complexul hemopexină-hem se asociază la un receptor de pe suprafața hepatocitelor și hemul este internalizat suferind transformările catabolice descrise mai înainte. În următoarea parte, intitulată Degradarea hemului, reacții, vom analiza reacțiile biochimice prin care hemul este convertit în pigmenți biliari. Vom detalia următoarele transformări. Conversia hemului în biliverdină. Transformarea biliverdinei în bilirubină. Conjugarea bilirubinei cu acid glucuronic. Deconjugarea glucuronizilor. Conversia bilirubinei în urobilinogen și urobilină. Și conversia urobilinogenului în stercobilinogen și stercobilină.